iar viața unui reporter nu înseamnă 8 ore de muncă și rutină zilnică. Jurnalismul e un stil de viață și se face cu pasiune, oriunde, chiar și într-o țară străină în care trebuie să ajungi cât poți de repede și să transmiți informațiile cât mai precis. Reporterul Digi24 Timișoara, Gerhard Ernst, se află de două zile în Muntenegru, de unde realizează transmisiuni despre tragedia turiștilor români. Gerhard, bună seara! În primul rând, vreau să te întreb cum arată viața unui reporter special. Bun găsit! Un reporter special este un reporter norocos. Trecând peste nenumăratele ore de muncă, trecând peste această diferență de limbaj, pentru că în toate țările acestea în care am fost, indiferent că a fost vorba de Ungaria, Serbia sau astăzi în Muntenegru, trebuie să știi să vorbești cu localnicii. Nimeni nu prea cunoaște limba română, ca atare trebuie să apelezi la celelalte limbi pe care le cunoști. Însă, în mare parte, ai ocazia să descoperi povești unice, poveștile unor oameni puternici care au făcut ceva, care au făcut ceva ce merită să fie transmis telespectatorilor de acasă. Nu e o meserie ușoară, însă ai ocazia să lucrezi printre cei mai buni jurnaliști din țară, dar chiar și din lume. Vorbim de jurnaliști de la BBC, Al Jazeera, de la care învățăm și devenim mai buni tot pentru telespectatorii noștri. Mi-ai furat următoarea întrebare. Vreau să te întreb dacă este greu ceea ce faci. Dar nu. Te întreb câte nopți întregi ai dormit în ultimul an. În ultimul an, în anul în care ai lucrat la Digi24 Timișoara. Sincer, au fost puține nopți liniștite, puține nopți în care să nu se întâmple absolut nimic. În majoritatea nopților primim informații, le verificăm, însă nu în toate nopțile efectiv și filmăm aceste știri, cel puțin pentru că nu sunt știri pentru Digi24 în sensul să fie relevante pentru dumneavoastră. Atunci când se întâmplă o știre care chiar să merite atenția dumneavoastră, în toiul nopții, indiferent dacă afară e cald sau e frig, plecăm la fața locului. Este o muncă de echipă, însă trecem peste cearcăne, peste oboseală, peste faptul că poate imediat după acea știre mergem la redacție și începem cele 8 ore de lucru, cum s-ar spune, și poate chiar după programul acesta regulamentar mai apare în coștire, însă o facem pentru telespectatori. O facem pentru că ne iubim această meserie, o facem pentru că vrem să devenim cât mai buni, indiferent că e vorba de știri care au loc în județul Timiș, în județele învecinate sau peste graniță. Dovadă e situația de astăzi de Muntenegru. Gerhard Ernst, mulțumesc pentru intervenția în jurnal și spor la treabă!